Viscolul puternic a făcut și primele victime cu funcție. Premierul a anunțat aseară schimbarea prefectului de Buzău. Decizia vine în urma gafelor pe care domnul Baltă le-a făcut ieri de față cu presa în timpul vizitei vicepremierului Liviu Dragnea. Maria Toader, colega mea, se află la Palatul Victoria și vine cu mai multe informații. Bună ziua, Maria! Să înțeleg că este singurul prefect care va fi schimbat sau există o listă mai lungă? Bună ziua, bun găsit. Până la această oră, doar de acest prefect să știe, respectiv prefectul de Buzău, Gabriel Balta, așa cum menționai și tu. Însă se pare că, potrivit unor surse politice, că în momentul de față premierul ia în calcul chiar și schimbarea prefectului de Brăila. Vom vedea însă acest lucru după ședința de guvern. Deocamdată șeful executivului a ales doar să dea câteva avertizmente atât reprezentanților Ministerului de Interne, cât și tuturor reprezentanților guvernului în teritoriu, că în cazul în care nu-și fac treaba, urmează să fie schimbați din funcții. În momentul de față, pentru orele 15, a fost anunțat un nou comandament de iarnă aici, la Palatul Victoria, iar și mai important, premierul a anunțat că ia în calcul să declare din nou stare de urgență odată ce meteorologii emit codul roșu pentru mai multe județe. Practic, dacă în acest moment a fost declarată starea de alertă pentru 3 județe, acum 2 zile vorbim de Brăila, Buzău și Vrancea, urmează ca executivul, începând cu orele 15, să extindă starea de alertă pentru toate județele care în momentul de față urmează să intre sub cod roșu, așa cum au spus meteorologii. Vorbim de 6 județe, dintre care 2 care deja sunt sub această stare de alertă. Între timp, șeful executivului solicită miniștrilor să se implice personal. De altfel, potrivit unor surse, ministrul apărării Mircea Dușa ar urma să se ducă la Brăila. Mulțumim, Maria!